La Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș s-a transformat un spațiu nou într-o extensie a unității de primiri urgențe pentru a putea face față solicitărilor în creștere. Noul spațiu de spitalizare a fost dotat cu 8 paturi unde pot fi aduși pacienții până la internarea pe secție. Despre noile modificări, cât și despre medicii care au venit să profeseze la Spitalul Județean, aflăm mai multe de la managerul interimar Bogdan Mihai. Am văzut că ați făcut unele modificări în Spitalul Județean. Dați-ne mai multe momente. Modificările pe care le-ați văzut sunt legate de o extindere a unității de primiri urgențe. Noi am gândit ceva anticipativ, în sensul că dacă apare un flux mare de pacienți, atunci trebuie să primim într-o zonă civilizată și să le acordăm o îngrijire specializată pe adecvat în momentul în care trăim. Să nu înregistrăm situații cum au fost văzute în alte spitale, care probabil nu au putut să adapteze în timp. Am văzut că unul dintre corturile amplasate, cort de triaj, a fost schimbat cu un container. De ce ați luat această decizie și dacă vor urma și alte modificări? Vor urma, în primul rând, perioada următoare și al doilea cort va fi înlăturat și va fi amplasat un container. Am luat decizia de a schimba cortul cu un container, întrucât sezonul rece vine cu un disconfort la adresa pacienților și la adresa cadrului medical care fac evaluarea, sens în care ne-am gândit să asigurăm niște condiții minimale de confort. În urmă câteva zile am văzut că ați postat pe rețelele de socializare numerele de telefon de pe fiecare secție în parte. De unde v-a venit această idee? Ideea a apărut de la o necesitate de comunicare. Fiecare om care are o rudă internată în spital nu are de unde să-și obțină informații, pentru că nu poate să intre în spital. În sensul în care ne-am gândit să facem publice aceste numere de telefon, încât să creăm o minimă zonă de comunicare. Dacă problema legată de secții, de comunicarea pe secție, a fost rezolvată prin acest demers al dumneavoastră, ce veți face cu pacienții care vin la UPU și sunt în așteptare? Ați găsit o soluție și pentru aceștia? Am implementat un proiect care presupune în mare desemnarea unor persoane din cadrul spitalului, a căror fișe de post a fost modificată exact pentru a facilita relația dintre cetățeanul care se prezintă la UPU sau la ambulatoriu și cadrele medicale sau cei care stau la zona de dispecerat. În linii mari, pacientul va fi abordat de către un angajat al spitalului care îi se va adresa cu o formă de politețe: bună ziua, numele meu este, cu ce vă pot ajuta? Am implementat și un sistem de audit ulterior, astfel încât să știm ce doleanțe au fost nerezolvate și pe care vom încerca să le reglăm în mod intern. Din informațiile furnizate de dumneavoastră, doi medici au venit la Spitalul Județean. Ce le puteți spune despre deficitul de medici? Ați reușit să rezolvați o mică parte? Da, putem spune că la ATI am reușit să dăm o gură de aer colegilor de acolo, împreună cu nouul medic pe care l-am primit în echipa noastră, dar în continuare mai avem o nevoie acută de medici. În continuare mai purtăm discuții cu medici de specialități diferite, pe care sperăm să-i vedem în perioada următoare ca membri ai echipei noastre. Știu că ați făcut demersuri pentru a atrage alături de dumneavoastră mari agenți economici de pe raza județului Călăraș și poate și din alte județe, dacă sunt interesați. Ce ne puteți spune despre acest subiect? Există oameni care au înțeles utilitatea și necesitatea demersului nostru și s-au alăturat campaniei noastre prin sponsorizări. Unii au înțeles să ne achiziționeze echipamente, unii materiale de protecție, alții au donat fonduri pe care le direcționăm în mod clar și foarte transparent, în conformitate cu nevoile pe care le avem. Noi înștiințăm de fiecare dată de ce avem nevoie și ne luăm acordul dânșilor raportat la sumele donate, astfel încât să nu existe niciun fel de îndoială asupra modului de cheltuire a fondurilor respective. Campania se derulează pe o perioadă bine determinată sau lăsați ușile deschise de acum încolo investitorilor care doresc să se alăture? Nu este un moment în care să putem considera că nu mai avem nevoie de bani. Sistemul de sănătate îl știm cu toți și este într-o zonă în care întotdeauna va avea nevoie de o finanțare. Fie ea că va veni într-o zonă publică, fie că va veni într-o zonă privată. Din experiența tuturor, am observat că finanțarea publică întotdeauna este necesară a fi completată cu ceea ce înseamnă mediul privat. Deci campania va rămâne întotdeauna deschisă.